Bătaie ca în filme în fața gării din Bacău, două clanuri rivale s-au încăierat, au tras focuri de armă, s-au lovit cu săbii și bâte în plină zi, în plină stradă. Imagini incredibile din timpul altercației au fost surprinse de o cameră de supraveghere. Haideți să le vedem. Mergem chiar acum, doamnelor și domnilor, la colega noastră, Cătălina Buzoianu. Cătălina, bună seara! Știm că în momentul în care au ajuns polițiștii acolo, n-au mai găsit pe nimeni, au fost identificați cei care s-au bătut? Bun găsit, așa este, deși s-au deplasat extrem de repede după ce s-a sunat la 112. În momentul în care au ajuns acolo, agenții de poliție n-au mai găsit nici picior de agresor. Sigur că imaginile de pe camerele de supraveghere, surprinse de sistemele din zona, îi vor ajuta să identifice foarte repede pe acești indivizi. Până în momentul de față nu au fost identificați, însă se lucrează la acest dosar, iar în momentul în care indivizii vor fi identificați, vor fi și trași la răspundere. În cauza a fost deschis de altfel un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare a liniștii și ordinii publice și de asemenea uz de armă fără drept. Pentru aceste infracțiuni, indivizii riscă să ajungă în spatele gratilor sau se vor alege cu siguranță cu o amendă penală. Vă reamintesc, incidentul s-a petrecut puțin după ora 17 într-o zonă destul de aglomerată a orașului, iar oamenii s-au trezit pur și simplu cu niște indivizi care au coborât din două autoturisme și au început să se răfuiască între ei, folosindu-se de arme, pur și simplu de arme, inclusiv că o armă de foc, ca să spunem așa, săbii, macete și de asemenea spray-uri paralizante. Zona în care a avut loc acest conflict este una cunoscută pentru astfel de scandaluri. În urmă cu câteva luni, un conflict similar a avut loc tot între două grupări rivale. Două mașini s-au lovit intenționat, evident ca urmare a unui conflict între două grupări rivale.